Tată. Ce e? Ce s-a întâmplat? Nu știu. Mi se pare că... Vorbește clar. Ce s-a întâmplat? Nu știu. A murit Madeleine. Cum? Am omorât-o, tată. Nu știu. Nu știu. N-am vrut. Ce vrei să faci? Ce ai vrea să facă ministrul justiției înainte de a-și da demisia și de a dispărea din viața politică acestei țări? Tata, numai o clipă să... Alo? Dăm pe domnul prefect, domnișoară. Da, mulțumesc. Alo? Aici Policarp Faranga. Nu, n-am plecat și nici nu vom pleca. Fiul meu și-a omorât soția. Da, așa cum ai auzit, fiul meu. Da, am nevoie de dumneata. Desigur, procurorul de serviciu și cine mai crezi de cuvință. Cum altfel? Da, da, ce putem face? Vă așteptăm. Or să mă aresteze, nu-i așa? Ar mai fi o soluție. Știam eu că se găsește. Care? Asta. Am greșit, tată. Ai greșit. Glumește. Ești un asasin, băiete. Un Faranga, ucigaș ordinar ca orice dârbedeu. Într-o jumătate de oră prefectul va fi aici. Până atunci va trebui să alegi. Ai distrus tot ce nădăjduiam să fac. Dar ai noroc. Numele Faranga, care a însemnat ceva în istoria acestei țări, nu-l voi lăsa terfelit în noroiul gazetelor, în haznaua libertății de expresie, dar cel puțin. Ai avut un motiv? Umbra unui motiv? Așa că nu și nu știu, pare plauzibil. Tată, vrei să mă prefac că sunt nebun? Domnul prefect al capitalei. Ce nenorocire, nu pot să-mi revin. Domnilor, dați-mi voie să vă conduc. Prezența lui e necesară. Nu. Să nu agravăm starea de depresiune care de altfel a produs ce malheur inatendu. Poftiți. Procurorul e băiat bun și se profund cunoscător de când i-a aprobat transferul la București. Poate ar fi bine să... Da, Zanfir, i-am reținut numele.
pas eu, mon enfant, ne faut pas ajouter un nouveau malheur. Ce-și copil? Domnilor, acum având în vedere că, ca mem, e vorba de o ucidere, desigur, involuntară, un accident nenorocit, o întâmplare. Există o singură soluție. Internat într-un sanatoriu. O expertiză medicală. Nu! Sunt gata să suport toate consecințele. Tu acum să taci! E o excelentă idee, Puiule. Am încheiat procesul verbal, dacă domnul ministru doresc. Lasă-mă în certevaturile astea birocratice acum. Avem timp pentru asta, avem timp. Domnule prefect, cadavrul îl ducem la morgă? În niciun caz. De Madeleine ne vom ocupa noi. Cum ordonați, excelență? Mergem, domnilor. Ce caști ochii, bă? Ce crezi despre sanatorul lui Chirileanu? După câte știu, își petrece vacanța sfârșit la Côte d'Azur. Trebuie să-și fi lăsat un asistent. Cu el am să vorbesc la telefon, chiar acum. Da. Hai, Puiule. Hai, mă, băiatule, fii tare. Deschide poarta, ce te uiți? Ce faci, domnule? Ce mă întreb? Nu vezi că sunt mașina domnului prefect? Hai odată, și nu mai parlamenta cu dobitocul ăsta. Eu iau înainte. Am vorbit cu domnul ministru Faranga la telefon. Vreți să-mi spuneți ce a făcut? Eu la malșans de... Ce mai dure? Și-a omorât nevasta. Un moment de rătăcire, de inconștiență. Vă rog o copie a procesului verbal semnată de medicul legist. Și o decizie de internare a poliției semnată de dumneavoastră. Cum te cheamă pe dumneata, domnule? Dr. Dumitru Aioanei, asistentul profesorului Chirileanu. Bine, doctor, să-l instalăm mai întâi pe pacientul nostru și apoi vom rezolva seans de toate formalitățile, da? Vă rog să mă urmați, domnule Faranga. Eu cred că ai avut o idee bună să-l aducem aici. Da, sper. O să vă rog să ne predați cureaua, cravata, șireturile și obiectele tăioase. Așa se procedează la închisoare. Aici e secția pacienților care au făptuit o ucidere. Poftiți. Poftiți. Asta ar fi. Am mai fost folosit odată într-o asemenea situație. Nu e prea grozav, dar în sfârșit asta e. Regret, domnilor, dar e tot ce vă pot oferi. Doctore, vreau să fim bineînțeleși. Eu sunt prefectul poliției, iar dumnealui e domnul Policar Faranga, ministru al justiției. Așa că-ți pretind să ai grijă ca de ochii din cap de bolnavul dumitale. Noi aici, domnule prefect, ne facem datoria așa cum se cuvine. Datoria, datoria să o faceți față de bolnavi, colegi după ulițe. În ceea ce privește pe fiul domnului Faranga, trebuie să vă dați silința să se simtă aici, ca la el acasă. Mă șerponi, pe mine acum te rog să mă ierti. Trebuie să plec. Plecăm cu toții. Puiul deocamdată nu mai are nevoie de nimeni. Mâine dimineața am să trec eu pe aici și... Curaj, băiete. Sus inima, Puiule. Fii bărbat. Să n-ai nicio grijă. Unde mă găsești? Păzești atât în mine sau
Deschide! Deschide! Deschide-mă! Deschide-mă, n-auzi! Deschide! Deschide! Deschide-mă! Deschide! 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 Vă rog să vă dezbrăcați. Bine, doctore, da. Eu mi-am ucis soția. Mi s-a relatat. Vă rog să vă dezbrăcați. Nu știu de ce am făcut-o. Oricât încerc să găsesc o explicație. Întindeți-vă, vă rog, pe pat. La început am crezut că nu o iubesc. Apoi am iubit-o. Am iubit-o cum niciodată o altă femeie. Sunteți amabil să-mi spuneți de ce boli a suferit în copilărie? Are vreun rost? Nu sunt nebun. Totul nu-i decât o stratagemă a tatei. Numele Faranga. Sunt perfect normal și mi-e rușine de toată comedia asta. Vă mai amintiți ce boli ați contactat în copilărie? Rujeolă, scarlatină, știu și eu. Scrieți ce vreți. Nu scriu decât ce-mi spuneți dumneavoastră. Întindeți-vă, vă rog. Atunci scrieți. Era frumoasă. Avea un mers de regină. O iubeau toți bărbații și în același timp. Deci, rujeolă, scarlatină. La câți ani? Pielea ei mirosea câmp, a soare, a miere. N-a folosit niciodată parfumuri. Thank you.
ce încuiați ușa? De ce? Cum vă permiteți? Lăsați-mă! Ce înseamnă asta, domnule doctor? Vă reamintesc că vă aflați aici sub observație într-un sanatoriu de alienați mentali și în stare de arest preventiv. În adresa pe care am primit-o de la parchet, mi se spune că sunteți învinuit de omucidere. Ar fi însă indicii că fapta ați săvârșit-o într-un moment de criză nervoasă. Trebuie să vă examinez, ca să constat dacă vinovăția dumneavoastră este totală, parțială sau nulă. Nu știam asta. Mi s-a spus că sunt arestat totuși. Deci gardianul care se află în anticamera mea... E agent de poliție. Și vă previn că nu puteți părăsi camera decât în tovărășia lui. Doctore, și cât o să dureze? O săptămână. O lună, două, maximum șase. În orice caz, noi nu avem niciun interes să trăgânăm lucrurile. Îmbrăcați-vă și veniți cu mine. Poftiți. Doamne, câte nenorociri mai sunt pe lumea asta. Ați făcut războiul? Da, bineînțeles. Papa a aranjat totul. Ofițer de legătură la Marele Stat Major. Până acum știu doar că v-ați ucis soția. O să vreți să-mi povestiți cum și mai ales de ce ați ucis-o? Doctore, întrebarea dumitare este și a mea. Chiar din momentul care a urmat nenorocirii. Totuși, nu sunt în stare să găsesc răspunsul. O să-l găsim împreună. Să încercăm mai întâi să reconstituim evenimentele de ieri seara. Totul s-a întâmplat foarte repede. Ați avut vreo neînțelegere? Sau vreo ceartă? Nu, doctore, nu. Am să spun tot. Absolut tot. Ar fi și pentru mine o ușurare. Trebuia să mergem la o recepție la palat. Ne îmbrăcasem. Madeleine era tăcută ca întotdeauna. Am întrebat-o ceva. Nu știu ce. N-a răspuns. N-avea nicio răutate, nimic provocator. Nimic. Ci numai o absență. M-a cuprins o mânie. Îmi vâjâia urechile și mi se părea că țipă și mă insultă. Nu știu de ce mi se părea. În același timp îmi dădeam totuși seama că ea tace. Că n-a scos un cuvânt. Că doar se uită la mine. Nu. Nu se uita. Privirea ei trecea prin mine. Și atunci... n-am mai putut îndura. Era o femeie foarte frumoasă. Nu o spun eu, o spune toată lumea. Erați gelos? Nu, niciodată. Eu gelos? Eu gelos? Eu care am ușelat-o fără pic de rușine. Cu femei care... n-ar fi meritat nici măcar să-i sărute picioarele. Nu vreau să vă mai obosesc astăzi. Vom sta de vorbă despre toate pendelete. Avem timp. Condu-l pe domnul în camera sa. La revedere. Doctore, noi nu ne-am mai cunoscut? Nu, domnule Faranga. Sigur nu. La revedere. Ți-am adus de toate. Feciorul l-a dus în camera ta. Vin și eu îndată. Numai să-l văd pe doctor. Dar am auzit că ai avut azi dimineață unele neplăceri. Nu, cine ți-a spus? N-am avut nimic. Bine, bine, du-te. Vin și eu.
De ce încui ușa? Nu vă supărați, noi avem ordine. Să rămâi cu ușa până nu să vă pronunci eu. Am nevoie de aer, mă năbuș în vagonul ăsta. Qu'est-ce qu'il y a, puiule? Soyons calme. Voyons. Dar știi că nu-i chiar așa de rău aici la tine. Profesorul lipsește vreo 3 luni. Dar asta n-are firește nicio importanță. Locțitorul lui trebuie să mă servească cu aceeași promptitudine. Asistentul lui Chirileanu este un medic apreciat la facultate și moștenitorul lui prezuntiv la catedră. E un tip mai retras, dar a avut totuși timp să devină un gentleman. Mă rog, atât cât poate deveni un țărănoi. Mi-a lăsat impresia că ne vom înțelege. E de părere că ar fi vorba de o mare zdruncinare nervoasă. Mai ales după ieșirea ta de azi dimineață. Dumneata personal, ce crezi? Eu ce cred? Trebuie să știi toată că nu m-am prefăcut deloc. Nici nu văd cum aș putea preface. Pentru că vezi tu ce se va întâmpla dacă în cele din urmă voi fi declarat sănătos. Nu exagera. Trăim doar între oameni. E destulă pedeapsă pentru tine și pentru mine faptul că avem de suportat urmările morale ale acestei nenorociri. Dar la nevoie nu voi permite eu însumi să se desfășoare cazul decât așa cum trebuie. Deocamdată însă nu mă pot ocupa exclusiv de tine. Gândește-te că mai avem obligații față de sărmana Madeleine. Da, tată, e adevărat. Doamne, doamne, cât sunt de ticălos și egoist. Sper că ai primit tot ce ai nevoie. Dacă îți lipsește ceva, anunță-mă. De altfel, eu vei veni în fiecare zi. Tată, îmi pare nespus de rău că nu pot să particip și eu la înmormântare. Tu ai grijă cum te porți. De rest, mă ocup eu. V-am adus o dulceață și apă rece. Nu-mi trebuie, ia-le tu. Mulțumim, Popo. Acolo unde mergem noi, ajungem și fără ajutorul tău. Să jucăm, fraților! Să jucăm! Thank you.
ceva? Nu. Dacă găsiți de cuviință, lăsați ușa deschisă. Da, bine, mulțumesc. V-am adus ziarele. De ce? Cine ți-a spus să-mi aduci mie ziare? Mi-a lăsat poruncă boierul cel mare să vi le aduc regulat seara și dimineața, să nu vă fie urât. Îmi spuse doctorul Adineaur să vă întreb ce obișnuiți să luați seara și să vă aduc ce poftiți. De ce nu mă lăsați în pace, mă băiete? De conașule, noi executăm ordine, dar dumneavoastră să iertați. Așa, dar vezi, sunt cam nervos. Te rog, dacă vrei, să-mi aduci un ceai, dar te rog să fie foarte fierbinte. Păi așa da, boierule, că la supărare omul trebuie să mănânce, altfel supărarea te roade și te doboară. Cum te cheamă pe tine, măi omule? Grigore Leahu, boierule. Și de unde ești? Din Argeș, comuna Ciofringeni. Din Argeș? Am umblat și eu mult prin Argeș. Un unchi din partea mamei are o moșie la Mănești. O fi având, că pe acolo sunt multe moșii. Pe tine când te-au trimis aici? Aseară. Am fost și la conac. Înseamnă că știi de ce sunt eu aici. Păi cum să nu știu, boierule? Așa e necază. Te paște ce te paște, pântea bate, Doamne ferește. Bine, și de ce crezi tu că m-au adus aici între bolnavi? În loc să... Păi că doar nu era să vă ducă la închisoare în rând cu toți oții și borfași. Ar fi fost și rușine. Dar lăsați că bune Dumnezeu și o să vă ajute să scăpați repede de aici. Că în procese din astea jurații, iartă totdeauna când e vorba de boieri. Și cum ai ajuns tu din fundul Argeșului, tocmai în mijlocul Bucureștilor? Și încă în poliție. Tu n-ai casă, n-ai pământ, ca oamenii? Dacă oameni ca dumneavoastră, cu belșug și învățătură și tot mai au câte un necaz. Da, păi noi. Cine te-a băgat în poliție? Tot necazul, cine să mă bage? Eram și eu așezat, însurat, cu căsuța mea, cu nițel pământ, ca oamenii de treabă. Apoi când a venit războiul din 1916, am fost acolo la datorie. M-au făcut sergent pentru că m-am purtat bine și știam și o țără de carte. Apoi când am mers acasă în 1918, o aflai pe nevastă-mea cu burta mare. Și tot ea cu gura. Dacă am văzut că și-a bătut joc de mine, le-am lăsat pe toate. Și mi-am luat lumea în cap. Cum și nu i-ai spus nimic muierii tale când ai găsit-o așa cum îmi spusești? De zis i-am zis. I-am tras o sfântă de bătaie. Să mă țină minte până la mormânt. Dar până la urmă tot am plecat. Să nu mă împingă necuratul să fac moarte de om. Să-mi fund pușcăria pentru o zdreanță de femeie. V-am adus ceaiul. Poftiți, vă rog. Un calmant, ca să dormiți bine.
Bună dimineața! V-am adus ziarele. Vreau să vorbesc cu doctorul. S-a întâmplat ceva? Am nevoie de dumneavoastră, domnule doctor. Luați loc. În numele omeniei, vă cer o favoare. Vă ascult. Aș vrea, dacă se poate, de undeva de departe să asist și eu la mormântare. Bine, am să vă duc eu. Mulțumesc, doctore. Mulțumesc. De ce ați fost de acord? Pentru că m-ați rugat în numele omenii, nu? Ducem în locașul de veci, străjuit de stem augusta unei familii, și și-a dăltuit loc în istoria neamului pe tânăra floare ce și-a plecat corola sub vântul năprasnic a nenorocirii stârnite din cer. În fața fragilității sărmanelor noastre vieți, ce ne rămâne decât să ne înălțăm spiritualicește către acele sfere ale mirii și iertării divine? Apoi când Sfânta Biserică vrea să moșamalizeze ceva, știu că o face de grandă. Bă, dacă până la urmă nu-i moartea de vină, să ajung eu la rubrica câini pierduți. De cum a zis Scriptura, când dobândim lumea, atunci în groapă ne sărăștim, unde împreună sunt împărații și săraci. Fii-vă mil. Oameni buni, fii-vă milă și de noi. Un ban voi ierta. Bă, doctore, dacă se poate, aș vrea să merg acasă. Grigore? Da. Du-l pe domnul Faranga la sanatoriu. Am înțeles. Puneți-vă pălăria, cunoașule, să nu răciți.
Doctore, dumneata, nu vii? Nu. De ce l-ai dus la mormântare? Ca să-l văd cum reacționează. Și? Și? Împreună cu alte date, acest moment al mormântării o să mă ajute să-mi trag concluziile. Doctore, n-aș vrea să crezi că intenționez să-mi salvez băiatul cu orice preț. Am iubit-o mult pe Madeleine. Era într-un fel creația mea. Dar Puiu este băiatul meu. Sânge din sângele meu. Iar Madeleine nu mai este. Să nu uiți asta. Ce bei? Să iertați, în timpul serviciului nu este... Ia paharul. Ah, da. Pentru sufletul răposatei. Faceți și dumneavoastră la fel. Mai ușurează. Dumnezeu să ierte. Dumnezeu să ierte. Mult ați mai putut-o iubi. De ce crezi asta? Păi, dacă ați omorât-o, mă gândesc că numai din dragoste. La noi le mai batem atâta ne de mână. Săran, ce știm noi? Sănătate! La început n-a fost dragoste. Totul a pornit dintr-o șoacă. Dacă stau să mă gândesc bine, nici măcar dorință. Abia mai târziu, când am început să o iubesc, am înțeles că nu mi-aparține. Avea ceva pe care le vroia numai al ei. Nu voia să se împartă. Abia acum înțeleg. Omul cât de tânăr se chinuie. Noroc că trece repede. Așteaptă iubitul? Da. Dacă ai să râzi o singură dată, cum ai râs când am intrat în joc, te lasă rece. Nici așa nu se poate, boierule. Cum ai zis că te cheamă? Madalina. Râzi, te rog să râzi. Numai nebunii pot râde la poruncă. Eu nu-ți poruncesc, eu te rog.
Tu cunoști jocurile? Le-am cunoscut eu. Este unul. Cam așa. Cam așa. Cam așa ceva. Cam așa ceva. Nu cunoaștem. O fi de pe la oraș. Nu. E un dans ciudat. Un dans parcă al vieții și al morții. Curge nestăvilit ca un râu de munte printre stânci. Înțelegi? Nu cunoaștem. Turisește! N-auzi? De ce ai omorât-o? Cum ați pătruns aici, domnule comisar? Vă rog să iertați, domnule doctor, el e domn comisar, e șeful meu. Vă rog să părăsiți rezerva bolnavului. Ah, l-ați și scos bolnav. Vă rog. Bine. Îngropate și victima și cazul. Înmormântare fără autopsie. Cu aprobarea nu știu cui. Vă ștergeți urmele ca bandiții. E cum vrei, domnule, să respecte legea aia de jos? Dacă voi o călcați în picioare ca pe o crâpă. Vezi de treaba dumitale, domnule. Aici nu ești la comisariat. Ați spus, ați afirmat că sunt bolnav. Ca să-l fac pe comisar să plece. Slavă Domnului. Doctore, nu e așa că te-ai convins că eu nu sunt nebun. Eu sunt un criminal. Bine, și atunci care este motivul crimei? Eram gelos. Acum știu. Eram gelos. Asta e ceva nou. Într-una din discuțiile trecute ați afirmat contrariu. Nu. Aveți o înțelegere vulgară a termenului. Eu nu eram gelos pe cineva. Eu eram gelos pe ceva. Dacă nu este un secret, îmi puteți spune ce este acest ceva? Află singur, doctore. Mi-ați promis că o să-l aflăm împreună. Da. Da. Ați avut relații extraconjugale? Dar v-am mai spus, nenumărate. Și totuși spuneați că vă iubeați soția. Mai presus de orice. Stați jos! Atunci... De ce ați înșelat-o? Doctore, întoarce-te la cărțile dumitale. Eu îți vorbesc de lucruri care nu se văd la microscop, ca spirocheții. De ieri dimineața, domnule ministru, instalația electrică s-a defectat. Am să trimit pe cineva să o repare.
Draga mea Edith, tu ești cea mai bună prietena familiei noastre. Poate încurajările tale să aibă efect. Și apoi, prietenia ta cu Madeleine te face și mai aproape de durerea lui. Am înțeles de ce mi-ai cerut să vin. E foarte greu să pricep totul, dar pentru puiul și pentru tine, aș fi gata să fac orice. Sărmana Madeleine. Oh, mais non, en jouant le fou, o să zici că ești chiar Napoleon. El e mort, la pauvre, e quoi? George, săracul de el, a intrat cu Fordul ieri într-un pom la șosea, asta-i. Il a de la chance, hein? Noroc că era beat și nu și-a dat seama de nimic. Gigi Duca a murit într-un sanatoriu din Suedia săptămâna trecută. Cocaina și alcoolul nu iartă. Alors, o mărcua! Se șălisa. Nu-i așa că tata te-a trimis? Oh, bon, je suis franche, tu sais. A fost ideea tatălui tău. Doctore, desleagă-mă imediat! Îmi pare foarte rău de cele întâmplate. De fapt, nici nu înțeleg de ce ați făcut-o. Doctore, te rog să nu mă întrebi de ce și cum m-am rănit. Vă simțiți mai bine? E zi sau noapte? A venit primăvară. Putem sta de vorbă? Domnule Faranga, să nu credeți că vreau să vă smulg mărturisiri dezagreabile. Dacă vreo întrebare de-a mea atinge vreo taină care trebuie să rămână taină, vă rog, n-aveți decât să nu răspundeți. Te înșel, doctore. N-am nimic de ascuns. Dacă vrei, îți spun totul. Nu sunteți obosit? Nu. Aș vrea, dacă se poate, să ne plimbăm puțin prin parc. Totul a pornit dintr-un capriciu al tatălui meu, o idee fixă. Schimbarea sângelui anemic subțiat al familiei Faranga cu sânge proaspăt, tânăr, sănătos, pământean, țărănesc, într-un cuvânt. Iar eu, singurul Faranga, urma să mă sacrific pentru neam și să mă sor cu o fată de la țară pe care, bineînțeles, mă va alege dânsul. În sfârșit, într-o duminică, plecăm în Argeș, la Mănești, la o moșie de noastră, să petrecem acolo câteva zile. Din cauza șoselelor proaste, de-abia pe la 5 sputirăm să ajungem într-un sat de unde mai trebuia să facem cel puțin o oră până la Mănești. Muream de foame. Poftiți, boierilor, bă, să rumâna! Pleacă, mă, pielițatore! Femeia tocmai a pus găina la cea, un vin e curat! Să iertați! Poftiți! Faceți loc! Faceți loc! Uite! Luați loc și să iertați, boierile! Să iertați! Luați loc! Așa! Așa! Mai reușit, tata, să mențic acum 100 de ani. Așa, așa! Așa! A. Băieți și fete, e oră la răspântie, boierule!
Dar e superb. Dacă bine voiți, poftiți și aruncați o privire voiului. Știi, doctore, eu am fost crescut astfel încât contactele mele cu țăranii erau, cum să spun, foarte rare. Am fost un copil bolnavicios, iar țăranii, știi, murdari, în fine... Da, dar cu sânge sănătos și mult. S-a văzut în 1907. Da, dar atunci s-au răsculat. Era un dans. Un joc. Da, un joc cum nu mai văzusem. Forță și gingășie în același timp. Schimbări de ritm neașteptate, uluitoare. Iar melodia te prindea în valurile ei ca o apă furtunoasă și clară. Cum îi zice dansul ăsta? Chiuleandra, să iertați, băiule. Chiuleandra. Faceți-mă loc. Faceți-mă loc, mă. Boierul vă face cinstea să se prindă alături de voi. Faceți loc. Ziceți, mă! Închinarea cui v-a făcut. Hai, ziceți! Faceți la bătaie! Faceți la bătaie! Cum te cheamă, sărbăticiune? Mădălina. Și mai cum? Crainicu Mădălina. Și câți ani ai? 17. Și altfel? Altfel bine, boierul. Hai să jucăm. Uite, îți promit că dacă joci dansul ăsta cu mine, te lasă plăce. Atunci bine. Cu e fata? Alu Maria lui Crainicu. Văduvă, să iertați. Harnică femeie. Și fata? Păi, fata e fata. Oare? Se poate, băierul. Un copil. Dacă are 17 ani. Și zici că a murit de mult? Păi, 907, să iertați. Chiamă-i încoace pe amândoi. Acum, băi. Vă așteaptă, băi, și pe tine. Hai. Vă loc, mă. Hai, tot, nu te mănâncă.
Tata, nu cumva din întâmplare te gândești? Nu. Nu din întâmplare. E foarte sensibilă. Bine, fetițo. Du-te. Tata era complet schimbat, întinerit și radios. După două zile mă anunță că plecăm la București. Totul e al nostru. Și al nostru trebuie să rămână în vecii vecilor. Iar dacă nu vom fi tari, ei ne vor lua moșia din străbuni. Avem nevoie de urmași puternici, dârzi, nu de niște limfatici. Bărbați în stare să apere agonisala câtorva generații, înțelegi? Papa, pentru Dumnezeu, doar nu vrei să... Fata aceea mi s-a părut întruchiparea vitalității de care neamul nostru are nevoie. Am hotărât. Ne facem rușine. E o țărancă, într-adevăr frumoasă, dar... Am hotărât, dă-i drumul. Dumnezeule, poftiți, poftiți. Da, Marie, ți-a pus Dumnezeu mâna în cap. Doamne, Dumnezeu. Ha? Hai, fi-mă, iertați, boierile, poftiți. Hai odată, intră. Șezi, femeie. Nu se cuvine. Te rog să șezi. Uite ce e, femeie. Am decis. Doresc ca Mădălina dumitale să se mărite cu fiul meu. Mă voi îngriji de creșterea ei, ca să facă față în lume. Dumneata vei primi 50.000 de lei și o bucată de pământ. Mâine voi trimite pe vechil să-i spui ce și cât dorește. De ce? Îi pui doar straiele de duminică. Acelea cu care a fost la hor. De ce vă bate joc de noi, boierule? Iertați, boierule. Bucurie întuneca mințile. Hai, fată, îmbracă-te. Nu mă da, maicuță! Nu mă da! Nu mă da, maicuță! Fata! Nu mă da, maicuță! Nu mă da! Noi așteptăm afară să vă spuneți vorbele de despărțire. Nu vine să cred. O să te obișnuiești. Thank you.
V-am întrerupt pentru că vă văd prea ostenit. Nu, doctore, mă simt foarte bine. După o lună, Madalina era de nerecunoscut. Devenise o domnișoară încântătoare tocmai prin stângăcia ei. Îi schimbasem numele chiar de-a doua zi în Madeleine. Fata nu s-a împotrivit la schimbarea numelui, cum de altfel nu se împotrivise la nimic. Cum se privi luna, tata urcă fata în tren și o însoții în Elveția, la un pension în Zurich. Apoi la Berlin, Viena, apoi un an la Paris și încă un an la Londra. Inexplicabil cât de repede se adaptează femeile. Îți făcea impresia că Madeleine s-a născut principesă. Atâta delicateță avea în toată înfățișarea ei. Atâta simplitate și firesc în gesturile și atitudinea ei. Când s-a întors acasă, tata, mândru și încântat, a introdus-o numai decât în lume. Și într-o singură seară a cucerit București. Crește era o mare deosebire între Madalina de odinioară, cea de la Ciulandra și Madeleine de azi. Deosebire nu numai în ceea ce se vedea, dar mai ales în sufletul ei. Și așa, după o logodnă ceremonioasă, căsătoria s-a putut celebra acum 4 ani dată după Paști. Cum s-ar fi putut ascunde lumea asemenea lucruri? Și de ce să le fie ascuns? Mie n-avea de ce să fie rușine de Madeleine, precum nici ea n-avea de ce să se rușineze de Madalina. Mulțumesc. Desigur ați obosit. Nu, doctore. Mi-ai făcut un mare bine. Nici nu-ți închipui. Îți mulțumesc. Doctore, vreau să te rog ceva. Vă ascult. Aș vrea, dacă se poate, mâine să trec pe acasă. Vă rog să mă iertați, conașule, dar n-am știut. Nu-i nimic, George. Nu ți-am zis nimic. Din ordinul domnului ministru n-a mai intrat nimeni de atunci. Instalația electrică e defectă, dar vă voi aduce îndată lumânări. După câte mi-amintesc, mi-ați spus că ați cunoscut-o pe soția mea. Da, într-adevăr, am avut ocazia. Lasă-ne singuri. N-avem nevoie de nimic. Cum doriți. Vino, doctore.
Era a mea, înțelege? Această minune pentru care orice bărbat și-ar fi sacrificat averea, onoare. Era a mea oricând vroiam eu, în orice clipă. Dar niciodată n-am putut pătrunde dincolo de privirea ei, de zidul acela strălucitor și rece. Acest lucru pe care n-am vrut să-l recunosc niciodată mi-a declanșat violența. Era frumoasă. Și poate în seara aceea mai frumoasă ca oricând. Am vrut să-i reproșez ceva, să fac scandal, să nu mai ieșim nicăieri. Dar furia mea creștea tocmai pentru că nu găseam motive. Madeleine, te iubesc. Știu că nu e de bon ton după aproape 5 ani de căsătorie. Și mai ales în lumea noastră. Asculți. Știu că tu... Știu. Dar te rog, spune-mi că mă iubești. Chiar dacă nu e adevărat. Te rog. O singură dată. Acum. Atunci cred că mi-am pierdut firea. Ea era moale și nu se împotrivea. Mult timp m-am gândit că poate asta a vrut. Ca așa să se răzbune pentru ceva ce nu mi-a spus niciodată. Și cu taina asta s-a dus în mormânt. Aici la birou l-am găsit pe tata. Da, acum mi-aduc aminte. Garoafa albă era pe birou, floarea preferată a Madeleinei. Ce înseamnă asta? Este o dovadă că o iubea. Părintește. Iartă-mă, doctore. Iartă-mă. E adevărat. Tata nu-i în stare să iubească pe nimeni. Ideile sale fixe, pe sine însuși, poate. Atâta doar. Întotdeauna mi-a dat să înțeleg că Madeleine este creația lui.
trăiți? Lasă-ne singuri. Am înțeles. S-a întâmplat ceva grav, tată? Da, puiule. Într-adevăr, foarte grav. Ce doctor? C'est un canal, tu attends un canal. Exagerez, tată. Am și hotărât. Cu orice riscuri și stăruinți, trebuie să te scot de aici și să intri sub observații în alt sanatoriu. Tocmai acum, când am început să mă simt mai bine. Acolo ai să te simți și mai bine între niște medici umani și prieteni. Nu ca aici. Dușmani. Când te-am adus aici, am contat pe Chirilianul, grija căruia te puteam lăsa cu toată încrederea. Aseară, la club, am stat de vorbă cu profesorul Dortea. M-a întrebat ce mai faci, cum îți merge, și așa am ajuns să discutăm despre doctorul Aioanei. Dortea îl cunoaște perfect. L-a avut elev. Zicea că de prin facultate nu scăpa nicio ocazie să-și arate ura cea mai neagră împotriva ciocoilor, înțelegând prin ciocoi firește pe toți oamenii de treabă care nu poartă-i țar și opinci. Poate că Dortea o fi exagerat. Deloc. Dacă mi-a spus toate acestea, a vrut cu siguranță să mă previe într-un mod fin să-mi iau toate măsurile din vreme. Să nu uiți, puiule, că de acest medic, de referatul lui, depinde viața ta. Ce rău mai mare ar putea să-mi facă decât mi-am făcut eu însumi? Să-mi dea un certificat de responsabilitate? Ei și? Ar fi asta o catastrofă mai mare decât moartea Madlenei? Bine, puiule. Dar la mine nu te gândești? La acele generații care au făcut ca numele de Faranga să fie onorat și stimat? Se va face un proces în stil mare, un scandal politic cu sute de ziariști care să scormonească intimitățile și tainele familiei. Merit eu așa ceva din partea ta? Parcă de aici înainte m-ar mai putea interesa lumea din afară. Ca să mă împac cu ei, ar trebui să mă prefac că sunt nebun. Și asta nu se mai poate, tată. Cu niciun preț. Nu vreau să-mi încar conștiința cu înconșelăciune, numai pentru a scăpa de urmările unei crime. Nu pot. Și chiar dacă aș fi atât de ticălos încât să vreau, n-aș ști cum să mă prefac, cum să simulez. Prin urmare, stau aici liniștit și aștept să vină ceea ce trebuie să vină. Într-adevăr. Poate ai dreptate. Aș dori să vă vorbesc. Bună seara, poftiți. Da, mulțumesc. Am fost la fiul meu și, sincer să fiu, dragă doctore, sunt profund îngrijorat. Iar dacă mai adaug și cele ce mi-a spus la telefon privind rănirea sa, starea mea este întru totul justificată. Ați observat vreo schimbare în rău la fiul dumneavoastră? Din păcate, trebuie să răspund afirmativ. Această neliniște crescândă, această privire ciudată. Ca părinte, vă rog să treceți de urgență la un tratament adecvat. Am citit în ultima vreme de noi metode care se aplică cu un deosebit succes. Vă gândiți la terapiile de șoc? Exact. Domnule ministru, pentru aplicarea acestei metode, am nevoie de încuvințarea dumneavoastră scrisă. Noi aplicăm aceste metode în cazul anumitor forme ale schizofreniei și nu de puțin ori am avut rezultate bune. Totuși sunt obligat să vă atrag atenția că în unele cazuri boala poate lua o formă neprevăzută. Știu.
Am iscălit. Pe la voi se joacă Ciuleandra, Grigore? Da, conașule. Numai că pe la noi se spune Ciuleandra. Greu. Trebuie să fie jucători mulți, lăutari buni, care să știe și ei jocul. Greu. Tu ai jucat vreodată? Păi cum să nu fi jucat, conașule? Câte perechi de cizme ne-am rupt cu ea. Strașnic joc. Am jucat și odată. O singură dată la vărzari. Atunci mi-am ales și soția. Cea pe care am sugrumat-o. Înțelege. Apoi că pe la noi mai toți plăcăii de la Ciuleandra sunt soară. Acolo se adună fiecare cu fata de-i place și mi se strâng și s-o tărăsc la joc până-și pierd mințile. Ascultă, Grigore. Tu poți să-mi fluieri Ciuleandra? Să iertați, boierule, eu n-am fluierat de când sunt. Că nici n-am avut la cântece dar de la Dumnezeu. Păcat. Păcat. Aș fi vrut să văd cum o joci tu. Ți-aș cânta eu melodia, dar nu mi-aduc aminte. Nu mi-amintesc. Apoi că eu tot n-aș fi jucat, boierule. Nici nu mi-aș de bine zău așa. Că Ciuleandra e joc cu săritură multă și eu de port în spate an multișor. No. Joc de tineri, în putere. Și eu am risipit ce am avut în război și în alte necazuri. Ești un zevzec. Te la uscă, știi și nu știi nimic. Apoi să iertați, boierile. S-a și întunecat. Boierii din celelalte camere sunt bolnavi, nu ca dumneavoastră. Stinge lumina!
E zi sau noapte? E ziua, domnule. Spune-mi, Grigore, am visat eu sau în camera mea se află un tablou al soției mele? N-ați visat, conașurile, dumneavoastră l-ați cerut și vi l-a dus domnul ministru. Cam de multișor. Da, așa e. În curând scăpăm de aici, Grigore. Să vă ajute Dumnezeu, conașurile. Ne ducem. Ne ducem oriunde, numai să nu mai stăm. Scăpăm și de doctor. E cam ursuz. Îmi închipui că și cu personalul se poate rău. Omul rău se cunoaște de la prima vedere. Și oamenii de aici se miră cum de așa de aspru, domn doctor, că doar și dumnealui a ieșit tot din opincă. Da, am auzit și eu că e fiul de țăran. Îmi spuse și mie bucătarul de aici din spital că îl cunoaște încă de pe când era în școală. Și că e din oameni săraci și încă de prin părțile noastre, din Argeș. Cum din Argeș? Da, dintr-o comună prin care am umblat și eu, de-i zice Vărzari. Vărzari? Păi că eu numai un sat Vărzari cunosc. Din Vărzari. Curios. Doctore, dumneata, nu ești din satul Vărzari, unde eu am jucat și Uleandra și unde am cunoscut-o pe Mădălina? Da, și? Asta înseamnă că atunci când ți-am vorbit despre satul dumitale, despre jocul dumitale... Și ce credeți, domnule? Că eram și eu obligat să vă fac destăinuiri? Să nu inversăm rolurile. Întrebările mele asupra unor chestiuni mai delicate din trecutul dumitale mă ajută să înțeleg mai bine de ce ai făcut crima. Asta este, domnule Faranga. În povestirile dumitale am găsit puncte de sprijin pentru argumentația din referatul meu asupra cazului dumitale. De exemplu, Ciuleandra. Sunt convins că Ciuleandra joacă un rol foarte important în fapta dumitale. Doctore, vreau să te rog ceva. Spune. Dar nu îndrăznesc. Mai joacă-mi odată Ciuleandra. Așa ca data trecută. Eu să joc Ciuleandra? Vă înșelați, domnule. N-am jucat-o niciodată. Vă caută cineva. De ce v-am chemat? Regret, dar... Este mama soției dumneavoastră. Mama Mădălinii, drag. Eu sunt bolnav, Lele. Trebuie să vorbești cu tata. El o să-ți dea tot. O să-ți dea tot ce trebuie. Și bani și tot ce trebuie. Nu de asta am venit, boierule. Bani. Am venit să-mi o dați pe Mădălina mea. Bine, dar... e moartă. Știu, boierule. Dumneavoastră ați omorât. Nu știu cu ce v-a supărat. Că era fată cu minte. Doctore, doctore, te rog. Eu sunt de vină. Eu am dat-o. Dar ceilalți frați? Cu ce să-i trăiesc?
Cu ce, boierule? Că ești om cu car. Doctore, crezi că scena asta îmi face bine? Am venit să mă ajutați. Să mut mormântul Mădălinii la noi în sat. Că ia sărăcuța cât m-a rugat să n-o dau. Și eu am dat-o, măcar în pământ, draga mamă. Să nu fie printre străini. Trebuie să scăpăm de acesta, Ioani. Da, și? Am dispus o anchetă. Vrea să se răzbune. Da, imagine-toa. Fiul pârlitului de învățător. Un răzvrătit și ăla de altfel. Era... Mă rog. A iubit-o pe Madeleine. Trebuiau să se căsătorească. Plecăm de aici imediat. Am vorbit eu cu... Puiule! Da, am iubit-o. Am iubit-o mult. Am iubit-o și ca pe o soră și ca pe o soție. Îi știam fiecare gând. Îi plăcea să citească, știi? Visa să ajungă învățătoare. Seara, priveam aburii câmpiei și visam. Și privirea ei nu era goală și pustie. Ai ucis-o nu când ai strâns-o de gât, boierule, ci când ai cumpărat-o, ca pe o vită. Acum știu, doctore, știu tot. Dumneata erai de față când eu am jucat Ciuleandra și când am sărutat-o pe Mădălina. Erai acolo. Ea se uita la dumneata. Mi-am inteles perfect! E adevărat, doctore? Am avut imediat presimțirea că o să mi se întâmple un rău mare. Pe urmă ați venit, eu nu eram acasă și ați luat-o. Soarta m-a scos odată împotriva voinței mele în fața soției dumneavoastră. I-am fost prezentat ca oricare alt străin. M-a tresărit scurt și mi-a întins mâna. Și în ochii ei am văzut că nu mă uitase. Și-am înțeles că ar schimba toate succesele și toate bogățiile ei pentru circumscripția aceea la care visam odinioară. Acum știu de ce am sugrumat-o, doctore. Numai din pricina dumitale am omorât-o. Numai din pricina dumitale! Nici nu știați că există. Nu știam, dar te simțeam. Când am înțeles că va rămâne străină pentru totdeauna, decât să fie altuia, mai bine am sfârmat-o. Așa, domnule Faranga. Fără să știți și fără să vreți, ați fost ucigașul fericirii mele. Evident că nu aveți nicio vină, dar ați fost unealta soarte împotriva mea. Înțeleg că mai ai în mână. Vrei să te răzbuni? Eu? Pe tine? Să mă răzbun? Eu am să-mi fac numai datoria.
Dacă vreți să părăsiți sanatoriul, domnule, iată foaia de ieșire. Dar de ceva, de ceva anume, n-ai unde să fugi, boierule. Aici sunt, fiule. Tată, tată!